Acetil salicilic. Labormed. Labormed. Citiți cu atenție și în întregime acest prospect. De lei 30 toată afacerea. N-am mai luat aspirină de foarte mult timp. E bine să o iei după ce ai mâncat, că înțeles că ți-e rupe stomacul în două. Așa că iau aspirină și ne auzim. Că prea mulți oameni încearcă să caute acul în carul cu fân și stau și mă întreb de ce fac asta, știi? Mă refer aici atât la business, cât și la lucruri din zona asta de evoluție personală, de dezvoltare personală. Prea mulți oameni caută acul în carul cu fân, caută acea idee, caută acea scurtătură, caută momentul ăla magic, caută, cum se zice, Uber thing, știi, acum totul e cu Uber în față, am o idee de Uber afacere, am... Nu înțeleg de ce toată lumea vrea și să încerce să construiască nu știu ce care este Uber, că prea puțin sunt cei care reușesc cu adevărat să reinventeze lucrurile sau reușesc să ducă niște idei din astea de peste noapte la un mare succes, toți vor acea idee de miliardul de dolari. Mă, da, e frumos, sună bine, nu zic să nu te gândești în direcția asta, dar mai important de atât este că, și poate mai realist, ca să numesc așa, cu toate că n-ar trebui să vorbim în termen ce realist, orice poate fi făcut, dar cred că dacă nu ai această Uber idee, mai bine ți vezi de ceva ce poți construi, te gândești la ce poți face ceva în mod consistent, relevant și perseverent, care pas cu pas să aducă rezultate semnificative pe o perioadă de termen, să zic, mediu și lung, da? Așa, cel puțin așa văd lucrurile. Asta este o perspectivă pe care o am. Nu caut tot timpul să am cele mai mărețe idei, ci poate cele mai eficiente. Nu caut să am tot timpul ideile cele mai strălucite, ci poate cele mai rapide câteodată. Nu caut mereu să am ideile cele mai rapide, cât poate cele mai potrivite pentru situația respectivă. De la caz la caz contextul diferă, dar să încerci tot timpul să mergi în direcția, știi ce? Timpul trece. Timpul trece și e cea mai importantă resursă pe care o avem la dispoziție. Dacă nu începi să faci niște lucruri în mod constant, relevant și perseverent, s-ar putea să tot aștepți să-ți vină ideea și nu o să-ți vină niciodată. De ce? Pentru că nu te pui în contextul în care faci lucruri. Acțiunea e cea care face diferența și e și diferența care face toți banii. Mai mult sau mai puțin, în funcție de multe alte lucruri. Asta aveam în gând acum. O să mă opresc aici.